venit copii, ce mai faceți? Cum vă mai înțelegeți cu noi voștri colegi de clasă? Marcel? Pink? Apoi foarte bine, domn profesor, pentru că Marcel toată ziua asta ți-mi arate parodiile lui animate. Iar Pink nu face prea multe, da. Ba da, tu ai văzut noul update la Dead by Daylight? Sau măcar tu ai văzut ce-a mai găsit Carlos pe insulă? Nu? Păi atunci du-te de aici și nu mă mai deranja din 5-5 minute cu toate selfie-urile tale enervante. Selfie! Copii, 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 liniștiți-vă, că astăzi avem o oră specială adăugată în programa școlară. Ce? Ia ghiciți voi despre ce o să fie ora de astăzi. Al pace? Manele? Selfie-uri? Pe aproape, Marcel, dar nu. Astăzi o să avem o oră de gaming. Yes. Ce? Gaming? Bleah! De ce gaming și nu beauty sau ceva? Ce e greșit cu voi, oameni buni? Haoleo, și ne băgăm să facem o miuță cu ghiozdanele tocilarilor până când vin plângând la noi să-i lăsăm în pace? Sau cum vine asta, că nu mă prind? O oră de gaming, Abi, nu de hărțuire în public. Și aici zic eu că noul coleg o să vă dea clasă la toți. Stai, adică Marcel e gamer? Nu, Mimi, nu despre Marcel vorbeam. Haoleo, adică vrei să-mi spui mie că pârlitul ăsta de aragaz cu 4 ochi mă face pe mine la jocuri? Păi bă, pe când el era încă în burtă la masă și se juca cu ce s-o fi jucat el pe acolo, eu eram deja maestru la jocuri. Adică, uite, așa dădeam eu gheară și picau 3 șeptari imediat, tot mă umpleam de bani până în gât. Bine, până mă dădeau ăia afară că le goleam aparatele. Abi, tu ești sigur că știi ce e ăla gaming? Da. Gata, gata cu vorba, să-i dăm drumul! Ei bine, copii, deci cum vi s-a părut ora de gaming? Cine a câștigat? Stai, conașule, un pic, că suntem aici la egalitate. Aoleu, duceți-vă naiba acasă de gamer care sunteți voi, gamer, că m-ați terminat, nu mai pot cu voi, până în gât îmi stați. Ce e, Abi? Doar nu ai spus tu că erai mare gamer, iar acum ești pe jos văicărindu-te ca o găină furioasă? Da, adică măcar eu, dacă sunt înfrântă la ceva, măcar arăt bine și după, mai ales cu machiajul ăsta rezistent la înfrângeri, mereu strălucitoare. Selfie! Tu să taci că nu ești cu nimic mai bună, mă auzi? Suntem amândoi pe aici, pe jos, cu tot cu daragiu și cu apetit fără sfârșit ăsta. Da, dar măcar eu accept faptul că am pierdut. Învăț și trec peste. Exact, Abi, Mimi are dreptate. Tu de ce nu vrei să faci asta? Da, adică nu e mare lucru până la urmă, e doar un scor într-un joc virtual, nu? Exact. Auziți, hai mai lăsați-mă voi cu toate vorbele astea scoase din cărți pentru copii ale voastre. Eu am o treabă mai importantă decât să stau aici să vă ascult vouă toate balivernele astea. V-am pupa la portofel. Mua! Da, ăsta unde a plecat? Nu știu, dar pot merge și mie un încărcător când se întoarce, că am rămas și fără baterie de la tot gamingul ăsta al vostru. Nu! Șerule, am fost înfrânt! Cum e posibil? Stai, domne, liniștit, se mai întâmplă și în fond nu tu ai spus acum un minut că nu e chiar așa mare lucru până la urmă, că e doar un scor într-un joc virtual. Mai ții minte? Aoleu? Școala nici nu a început bine și prieteniile deja încep să se destrame. Perfect! Dacă ultima oară erau toți când au câștigat bătălia, acum, dezbinați, nu o să mai aibă nici cea mai mică șansă. Nici nu o să știe ce i-a lovit. Nu e așa, draga mea? Cra!